Salutare, prieteni, și bine ați venit la Black Tiger. Vom veni la un nou tutorial pe canal, deoarece acesta ar fi al doilea tutorial, care are legătură cu Farming Simulator 22. Astăzi o să vă arăt cum să adăugați animale în Farming Simulator 22, animale noi animale în joc. Este a doua oară când încerc să fac acest tutorial, din cauza că nu înțeleg de ce. Când eram aproape de sfârșitul tutorialului, mi s-a blocat calculatorul, nu dau seama exact de ce, și eu trebuie să dau restart, că nu mai aveam cum să ies nici din joc, nici din nimic, și pur și simplu mi s-a dus înregistrarea. Bun, hai să începem tutorial. Deci o să vă las linkul modului în descriere de unde să le descărcați. Iar noi o să luăm ca și exemplu harta de All Stream Farm. Nu știu dacă merge și pe o hartă din joc, default din joc făcută treaba asta, dar pe o hartă mod merge. Eu am testat și pe No Man's Land și pot să fac și pentru alte harte. Anumiți pași deja sunt făcuți, pentru că eu am dat să fac tutorialul respectiv, dar o să-i repet acum și asta este. N-avem ce să facem dacă a trebuit să iau din nou. Avem aici practic folderul cu modul. Nu este un mod obișnuit în care doar îl pui în joc. De aceea fac acest tutorial. Și avem aici animal. Și avem aici practic tot tipul de animale. Avem pui de găină, avem rață, pui de rață, bou, vaci, bla bla bla, cai, mânzi, pui de purcelaș, de la scrofiță, capre, mă rog, mai multe din astea animale. În fine, hai să trecem la tutorial. Bun, avem aici practic ăsta cu animale. Merem și luăm ca și exemplu harta de All Stream Farm, care, na, eu deja am făcut pași, dar o să-i reiau. În primul rând, mergem la Documents, mergem în My Games, mergem în Farming Simulator 22, Mods, și căutăm harta de All Stream Farm, care la mine o am undeva pe aici. Hai să vedem pe unde o e, ca să o găsim. Nu, mă, un pic. Trebuie să fie undeva pe aici. Două secundele să vedem pe unde o e, că acum nu sare în ochi. Uite, aici, de All Stream Farm. Deschidem harta cu arhiva, cu WinRAR-ul. Deschidem arhiva. Și noi ne facem un folder nou pe desktop sau oriunde dorim. O să-i zicem modul meu, nu contează nici cum, cum o să-i zicem. Avem aici practic tot, tragem fișierele în folderul modul meu, toate fișierele hărții, lăsăm arhiva deschisă, doar o minimizăm, deschidem folderul de modul meu. Prima dată ce facem? Luăm acest folder, character și scripts, eu le-am deja puse pentru că am încercat să fac tutorialul și acum trebuie să le iau pașii, îi dăm paste. Eu o să-i dau replace, așa. În folderul de maps, din folderul modul meu, mergem aici în folderul de la mod de animals, din maps copiem ăsta și dăm paste. Da, bun. Mergem înapoi în folderul modul meu și prima dată facem următorul. Deschidem mod.desk. Voi îl puteți deschide cu Notepad simplu, îl puteți deschide cu Notepad++ dacă l-aveți instalat. Eu o să-l deschid cu Visual Studio Code. Pentru mine așa e mai ok. Da, bun. Deschidem prima dată, de fapt a doua oară, acest pasos.txt și facem următoarele. Avem acest extra source file. Este important, deci avem aici în mod descriere ăsta de la cum îi spune descrierea hărții, mă derutează idiotul ăsta de notificare. Așa și bla bla bla. Deci, mergem pe aici unde e tagul de maps, unde se închide acest tag de maps, sub el îi dăm copy la acest extra source file și îi dăm paste. Eu deja aveam chestia asta făcută pentru că n-am zis să facem treaba. Îi dăm paste aici, la extra source file. Ideea e că toate hărțile modate au asemănător. Deci nu trebuie să vă faceți griji că procesul e la fel, indiferent ce hartă alegeți, pe ce hartă vreți să puneți. Avem aici animals.
Na bun, pentru animale, o să căutăm animals. Să fie undeva pe... De fapt, nu, scuzați. Animals o să fie în Maps. Mergem în folderul de modul meu, în Maps, și aici avem practic map.xml. Deschidem nu cu ăsta, dar voi deschideți cu ăsta sau cu ce doriți voi, puțin contează. Eu îl deschid cu Visual Studio Code. Și aici avem practic, trebuie să avem undeva animals. Uite, deja eu l-am găsit, dacă nu l-ați găsit, căutați animals. Și practic na, aveți tagul deschis și închis cu animals. Na, copiați tot ăsta cu animals de aici și îi dați paste aici. După care tot aici în ăsta mai căutați field types. Era comentat, dar eu l-am decomentat. Și acest field types îl copiați de aici și practic îl puneți aici. Îl căutați, există în orice în folderul de, în fișierul map.xml există field types. Tot așa îl căutați. Field types. Și îl găsiți. Îi dați replace cu astea de aici. Na bun, am închis astea. Nu uitați să salvați. Control plus S sau file size, file save. Închidem toate astea, nu mai avem nevoie. Da bun. Avem aici folderul cu modul meu. Na bun. Avem arhiva deschisă. Ce facem acum este să luăm toate fișierele și să le tragem peste arhivă, îi dăm OK și atunci o să-i dea replace la fișierele hărții. Și de îndată noi putem după aia intra pe Steam și să intrăm în joc. Da, bun. Practic s-au copiat toate fișierele, am închis aici, am închis aici. Eu vreau să am practic animalele pe Dual Stream Farm pentru seria de roleplay, așa că acum eu practic tot ce fac este să intru în joc. Bun. Noi acum intrăm în joc și o să avem noi animăluțe. Pac, pac. Mergem la modul de carieră. Dual Stream Farm. Pornim și acum noi avem animăluțe noi în joc. Așteptăm să încarce și o să vă arăt. Ca să nu credeți că e o farsă. E totul real. Am testat pe No Man's Land, am mai testat pe altă hartă, a funcționat perfect, deci nu mă aștept să nu funcționeze și pe Dual Stream Farm. Puteți încerca pe orice hartă doriți. Probabil că o să pun și pentru seria de survival. Dar mi s-a părut interesant, mi s-a părut foarte plăcut să văd că na, am avea niște animale noi în joc. Acum, na, îți dai seama, și rața îți dă tot ouă, bivolii ăia, bivolițele sau cum le zice, tot lapte. Deci, na, ideea e că totuși sunt niște animale diferite, sunt mai multe tipuri de animale diferite, capre și, mă rog, noi ne doream un joc mai multe animale, așa că, uite, acum, practic, printr-un mod avem posibilitatea și... Ori putem pune plasabile cu animale, ori putem noi să... În cazul ăsta eu nu mai pun plasabile cu animale pentru că deja harta are și n-are rost. O să mergem aici, o să uite, avem găină. Pardon, avem pui de găină, avem găina și cocoșul din farming, avem puiul de rasă și rața. Na, hai să vindem noi vreo 20 de găini ca să pot să vă arăt. Că nu mai am loc aici ca să îmi pun în asta, o să-mi iau 10 pui de rață. Așa, și 10 rățuri, rațe. Da, și noi acum practic trebuie să le vedem pe aici prin joc. Hai să vedem pe unde au sunete, au animații faine, deci nu e așa făcut numai de a să treacă timpul. Hai să vedem pe unde sunt rățușele noastre, că trebuie să le găsim pe aici. Uite, ba nu. Nu-i rața asta, că e găină. Trebuie să avem și rățuște. Hai să vedem pe unde sunt. Ca pe aici prin curte. Uite. Asta. Mai am drop frame-uri din cauza că și-a făcut jocul un update astăzi. Uite, avem rățuști. Vezi? Ce frumos e rața. Trebuie să avem și pui. Asta e una dintre rațe. Trebuie să mai avem rață. Hai să vedem pe unde mai sunt. Trebuie să avem și puișor de rață.
Na, chestia e că la mine sunt aici, prin curte, sunt toate împrăștiate, mai greu să le găsesc. Am mai multe găini decât rațe, deci na. Dar ideea e că treaba e reală. Nu știu pe unde, uite, avem aici rățușcă, dar nu știu pe unde spui. Se aude sunetul la rață, vedeți? Ăsta e sunet de rățușcă. Asta așa că mai avem animale, o să vă arăt imediat. Dar numai să vedem că nu găsesc eu puișori, nu știu pe unde sunt puii de rață. Da, în fine, lasă că o să mai vedem noi pe hartă. Hai să vă mai arăt și la celelalte animale. Bun. La vaci e posibil să am loc să cumpăr. Eu nu o să salvez de aici ce fac. Dar o să mai adăugăm noi niște bănuți ca să putem să mai cumpărăm animale, nu de altă. Dar bun, toți banii ăștia nu o să-mi fie salvați. Hai să vedem de unde cumpărăm animale. Niște văcuțe vreau eu, hai să vedem. Unde e punctul de cumpărare aici? Nu văcuțe, vreau că văcuțeam aici. Vreau capre și ce mai e pe aici. Hai să vă arăt. Ăsta practic e vițel. E feminin și avem și masculin. Adică, na, tăuraș sau cum îi zice. Deci asta... Hai să ne luăm 5 din astea micuțe. O să vedeți că sunt și micuțe. Și masculin, ne luăm unul singur. Na bun, mai avem ce mai avem pe aici. Uite, ăsta e Boy Holstein din ăsta. Cred că e un fel de bow sau nu știu. Hai să luăm 3. Na, mai avem și masculin din ăștia. Și mai avem și... sau mă rog, puii mei, nu știu să care e diferența, în fine. Dar ăsta ci că e mascul, cred că din ce văd are coarne. Adică, da, nu știu, în fine. Hai să vedem, că trebuie să fie pe aici, pe harte, pe undeva. Uite, astea sunt vițel viței. Deci asta e vițel, vițeluș. Vezi? Animații, faine. Asta e... Așa, în fine. Uite, alt vițel. Alt din ăsta. Alt din ăsta. Și viței. E altceva, fraților. Altceva. Uite, alt vițel aici. Vezi? Bun. Hai că v-am arătat cu văcuțele. Hai să vă arăt și cu... Mă rog, ce poți să iei la categoria de vaci. Hai să vedem la porci. La găini v-am arătat. La porci și la oițe. Da, aici sunt porcii. Hai să vedem. La porci. Da, avem ăsta. Care, mă rog, sunt mai micuți. Sunt pui de porci. Practic ei au 0 perioadă de gestație 4 luni, 3 luni, 6 luni. Deci sunt micuți, sunt pui. Trebuie să-i avem pe aici pe undeva, să vedem pe unde sunt. Uite-i. Uite la el ce fuge, mă. Aoleu. Ia uite la el. Ui la ei, vagabonții, ce micuți, vedeți? Na, uite, vezi? Ce micuți. Sper că vă place, fraților, și lăsați și voi un like acolo dacă vă place acest video și ceea ce v-am oferit prin aceste informații. Sper din suflet să vă placă și să lăsați și voi acolo un like, că m-ar ajuta enorm, enorm de mult. Și lăsați și voi un share pentru că, sincer, ar vrea ca video ăsta să ajungă cât mai sus. De ce nu să știe și alții de această posibilitate de a-și pune animale noi?
Da, bun, hai să vedem cum facem și cu domnițele noastre la oițe, ce avem pe partea de oi. Hai să vedem de unde cumpăr, că nu mai știu. Ah, da, uite de aici. Da, bun, aici am mai avea loc, deci am avea. Aici, practic, ne putem lua miel. Hai să ne luăm vreo 5 miei. Și ce mai avem? Mai avem un berbec. Deci avem și berbeci. Acum nu știu, probabil că na, contează de să ai acum și berbec și oaie ca să se mulțească, altfel probabil nu se mai mulțesc. Asta e precis. Avem și pui de capră. Asta e pui de căpriță. Hai să luăm și 5 pui de căpriță. Opa, hai că am închis fereastra. Avem și capră mai micuță, să zic așa. Adică medie și o capră mare deja. Ba nu, ăsta e picking. E țap. Cred că e țap. Și uite, aici acum noi avem miel de oiță. Ok, și culori diferite. Asta e miel de căpriță. Asta... Ce Dumnezeu este asta? Da, e tot miel de căpriță, parcă. Vedem unde e țapul. Trebuie să avem țapi. Unde sunt țapii? Uite, alt miel. Vezi? Alt miel. Au și sunete diferite. Stai să vedem unde sunt țapii, că ar trebui să avem și țap. Pe undeva pe aici. Sau n-am cumpărat eu? Poate n-am mai avut destui bani? Să cumpăr țap? Stai așa un pic să vedem. Animale. Ah, n-am luat, mă. Ah, de-aia n-aveam. Păi să mai adaug bani, când nu mai aveam animale. Hai să mai adăugăm niște bănuți și să mai luăm. N-am luat. N-a fost atent, asta e. Se întâmplă. Bun, hai să mai luăm vreo două, zic că zi ajuns. Și căprițe două. Adevăr e că n-a, cred că costă ceva bani. Hai să luăm și din asta. Și cam atât. În rest, cred că avem. Da, uite. Ăsta e berbecul. Deci ăsta e berbec. Avem animație, ca și cum ar fi de la Giant. E superb. Uite. Și aici. Animale noi în Farming Simulator 22. Fraților, sper că v-a plăcut acest video. Sper că tutorialul meu vă este de folos. Și vreau să vă jucați cu mult drag, mult spor. Ați văzut? Uite, și clipesc animale. Vreau să vă jucați cu mult drag, mult spor cu noile animăluțe. Așadar, sper că v-a plăcut. Nu uitați și voi să lăsați acolo un like. Eu zic că se merită, mai ales efortul ăsta pentru a încerca să vă explic și să vă arăt cum se face un tutorial, cum se face acest mod să funcționeze cu ajutorul tutorialului. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul vostru. Lăsați și voi acolo un like. Iar noi ne vedem data viitoare cu mai multe videouri. Până atunci, toate cele bune. Bye bye!